Bună ziua! Foarte, foarte ușor această vaccinare. Nu, chiar n-am simțit nimic, ca să-i spuneam doamnei asistente, că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. De aceea cred că am avut și o reacție, dar final m-am ridicat că nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez. Am făcut-o atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu. Și bineînțeles să dau un semnal de încredere pentru toți românii. Am văzut acest semnal de că românii vor să se vaccineze și ieri în interesul de a înscrie pe platformă, dar orice este nevoie să vină din partea mea pentru a-i convinge pe cât mai mulți români să se vaccineze, voi face. Este important să înțelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție în continuare, vaccinul și tratamentele care apar, doar așa putem să învingem această pandemie. Rămânem la același obiectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie și nu vom abate de acest obiectiv. Două, trei întrebări, dacă îi sunt. Se lucrează non-stop la platformă. Locurile sunt determinate și de număr de vaccinuri. Eu repet, aș vrea să mă uit la mesajul pozitiv. Foarte, foarte mulți români vor să se vaccineze și așa cum săptămâna trecută am contactat încă 8 milioane de doze, să mă asigur că avem, care vin din trimestrul 2, cum vor apărea și alte vaccinuri, vom lua mai multe. Aici nu vom prepăți niciun efort pentru a avea vaccinuri cât mai repede, să-i vaccinăm pe toți românii. Da. Nu, doar o săptămână. Doar o săptămână, primim 80%, după aceea revenim, dar vor recupera. Deci ceea ce încetinește în perioada următoare va fi recuperat în săptămâna următoare. Deci nu este o problemă decât de o săptămână, dar Pfizer, ca să fie foarte clar, de ce a făcut Pfizer acest lucru? Pentru a recalibra capacitatea de producție și să avem acele 200 milioane de vaccinuri în plus în trimestrul 2. Deci este un lucru bun și veți vedea că nu se încetinește procedura. Și asta înseamnă în jur de 50.000 o medie până în septembrie și noi vom avea capacitate de 100.000 de persoane pe zi să vaccinăm, doar ținta este să ajungem acolo, de aceea am cumpărat și acele 8 milioane în plus de vaccinări, ca să ajungem la 10.400.000 din 15 milioane de adulți pe care îi avem. Sigur. Matematic, tocmai v-am spus că este. Sigur o să fie posibil. Nu. Exact. Exact de 20 de milioane de doze este nevoie și vom avea aceste doze. Tocmai le-am contractat, am și plătit între ele. Și v-am spus că capacitatea înseamnă cam 50.000 de vaccinuri pe zi și vom face acest lucru. Deci este ținta noastră și ne vom ține de ea până în septembrie. Dar, repet, dacă până atunci apar și alte vaccinuri și vor fi aprobate, le vom cumpăra și pe acelea tocmai pentru a avansa această cifră, să venim mai repede cu o vaccină cât mai mulți dintre români până în septembrie. Dacă mai este o întrebare sau... Nu. Cifra de 932 este maxim, este total, nu pentru etapa a doua. În această etapă sunt centre și în București peste tot și mergem, vor fi, cred că 300 săptămâna viitoare, sunt 200 și ceva acum. Repet, nu văd o problemă. Problema cea mai mare pe care am avut-o, sau părea că e o problemă și discuția pe care l-am avut și cu Ministrul Sănătății, mi se tot spunea că lumea nu vrea să vaccineze. De aceea apărau aceste forme de a motiva pe și medici de familie sau alți actori de a ne spune cum să se vaccineze oamenii. Ieri s-a văzut foarte clar, românii vor să se vaccineze. Asta este cel mai important lucru. Este datoria noastră și voi face acest lucru, să asigurăm că toți românii să se vaccineze până în septembrie, să avem această cifră 10.400.000. Am depășit momentul cel mai important, acel al dezinformării, că românii nu vor să se vaccineze. Vor să se vaccineze, s-a văzut și ne vom asigura că se vor vaccina. Mulțumesc mult de tot, weekend plăcut!